Salutare și bine v-am găsit! În emisiunile anterioare am discutat despre misterele microbiomului, această comunitate vastă de bacterii, virus și ciuperci care populează corpul și mediul înconjurător. Dar ce sunt cu adevărat aceste entități microscopice? Ce rol joacă ele în viața noastră? Este posibil să supraviețuim ca specie fără acești microbi? Și mai important, este sănătos să trăim într-un mediu steril, fără aceste ființe mici, dar vitale pentru existența noastră? În ultimii ani au apărut noi științe care abordează întregul ecosistem microbian și ne ajută să înțelegem că nu toți microbii sunt periculoși. Ba mai mult, organismul uman sănătos găzduiește o varietate impresionantă de microbi, iar dispariția lor poate crea probleme grave de sănătate. Ar trebui să începem să privim microbii ca pe partenerii noștri indispensabili în menținerea sănătății și echilibrului și nu ca pe niște dușmani. Am fost implicat încă din 2017 în, nu numai în popularizarea acestor informații, dar și în cercetare și am câteva studii publicate cu probiotice sporulate în sindrom de intestin iritabil, în hepatoprotecție, toxicitate la paracetamol, în boli inflamatorii intestinale, în prevenția leziunilor legate de administrarea de aspirină cronică și așa mai departe, cum poți să o faci cu probiotic, în protecția probioticilor față de forme grave ale infecțiilor virale și am un studiu publicat pe vremea COVID-ului și așa mai departe. Sigur că toată lumea va spune probiotice, prebiotice, cei mai cunoscători vor spune ghostbiotice, postbiotice, vor spune alimente și așa mai departe. Sunt tot fel, dar să nu uităm și de substanțele naturale cu rol antibacterian, care și-au dovedit utilitatea în studii, adică s-au dovedit mai bune chiar și decât schemele de antibiotice folosite în tratamentul suprapopulării bacteriene a intestinului subțire, adică fenomenului de SIBO. Și atunci există o varietate largă de lucruri cu care poți să influențezi microbiota, tot felul de polifenol și, uite, de exemplu, berberina, care favorizează crearea unei anumite paradigme care să fie antisindrom metabolic, da? Și s-a observat că duce la un control mai bun al glicemiilor și așa mai departe, dar berberina e extrem de eficientă și în balonare și utilizată sigur împreună cu alte suplimente, extract de ghimbir sau de anghinare sau lemn dulce și așa mai departe. Sunt anumite scheme cu extract de usturoi fără miros, cu plantă indiană nim și așa mai departe, care pot să fie folosite pentru a combate suprapopulările de care vorbeam. Totodată eu spun că e foarte important ca să ai acolo un probiotic pe faza de revenire a bacteriilor. Deci tu bombardezi cu fie antibiotice sau antimicrobiene, da? Dar trebuie să ai în loc, în schema de tratament, un probiotic care să fie atât de potent încât să dirijeze o refacere mai apropiată de normal și nu o dezvoltare a unei disbioze profunde, floride, după astfel de tratamente. Și eu spun că aici probioticele sporulate, cu care am făcut multă cercetare, îndeplinesc fișa postului. Și anume, nu sunt create, sunt utilizate din natură. Și aici este un cercetător de la Hull University of London, Simon Cutter, care în 2006 a descoperit acest bacil sporulați în colonul unor pacienți sănătoși, după care a văzut că aceștia sunt prezenți și în natură. Mai mult decât atâta, bacilul subtilis este primul probiotic utilizat. Probioticele au jucat un rol crucial în evoluția și sănătatea umană de-a lungul timpului. Dacă ne uităm în trecut, specia umană a evoluat într-un mediu în care dieta era bazată în principal pe roadele pământului și pe animalele care puteau fi vânate. Fără frigidere sau congelatoare, oamenii fermentau alimentele pentru a le putea păstra. Prin această metodă veche de conservare, nu doar că și-au asigurat hrana pentru mai târziu, dar au descoperit și un adevărat elixir al sănătății, alimentele fermentate. Astfel, fără să știe termeni precum microbiom sau probiotice, oamenii de odinioară și-au întărit sistemul imunitar,
și au îngrijit digestia prin consumul acestor mâncăruri. Aceste alimente nu numai că furnizau nutrienți esențiali pentru supraviețuire, dar conțineau și o varietate de specii benefice de microorganisme vii, care au devenit treptat componente esențiale ale tubului digestiv uman. Aceste microorganisme sunt cunoscute sub numele de probiotice, iar atunci când sunt consumate în cantități adecvate, oferă beneficii pentru sănătate, reglând funcțiile sistemului digestiv și contribuind la digerarea alimentelor, absorpția nutrienților și menținerea unui echilibru sănătos al florei intestinale. De asemenea, acestea au un impact pozitiv asupra sistemului imunitar, fiind considerate prima linie de apărare împotriva infecțiilor și a bolilor. Astăzi, aceste tradiții gastronomice continuă să ne influențeze viața și să ne inspire să ne întoarcem la rădăcini pentru a ne menține sănătatea. Le găsim în întreaga lume sub diferite denumiri: tempeh în Indonezia, kimchi în Coreea, miso în Japonia sau varza murată, care se spune că ar fi inventată de nemți. Există și băuturi fermentate precum iaurtul, kefirul sau kombucha. Aflăm mai multe despre alimentele cu efect probiotic de la Mihirela Pribac Cingolani, nutriționist dietetician. Alimentele probiotice sunt cruciale pentru sănătatea intestinului și bunăstarea generală a organismului. Deoarece intestinul este un important centru al sistemului nostru imunitar, menținerea unui microbiom intestinal sănătos este esențială. Probioticele, care includ bacterii, drojdii benefice, contribuie la acest echilibru și pot fi găsite într-o varietate de alimente, în special fermentate. Iaurtul și kefirul sunt surse comune de probiotice, conținând bacterii precum Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus lactis și specii de drojdii ca și Saccharomyces cerevisiae. Aceste bacterii ajută la menținerea echilibrului florei intestinale și îmbunătățesc digestia. Legumele fermentate, cum ar fi murăturile sau coreanul kimchi, un tip de varză murată, sunt bogate atât în prebiotice, pentru că sunt alimente fibroase, cât și în probiotice, hrănind bacteriile benefice din intestin. În plus, acestea conțin bacterii precum Lactobacillus plantarum și Lactobacillus brevis, care contribuie la sănătatea intestinală. Miso și tempeh, alimente tradiționale japoneze, indoneziene, sunt de asemenea surse excelente de probiotice. Miso, spre exemplu, conține Aspergillus oryzae, iar tempehul este obținut din soia integrală fermentată, conținând microorganisme precum Rhizopus oligosporus, un tip de ciupercă filamentară care este utilizată în fermentarea soiei pentru a obține tempeh. Acest microorganism poate contribui la fermentarea și acidifierea substratului de soia, precum și la producerea de enzime și substanțe nutritive care ne îmbunătățesc digestia. În plus, soia, în varianta integrală, este o sursă atât de proteine cât și de prebiotice, așa că tempeh este un aliment de-a dreptul funcțional. Consumul regulat al acestor alimente promovează sănătatea digestivă și imunitară. Este important să alegem alimente probiotice naturale, fără aditivi, fără conservanți, pentru a beneficia de întregul potențial al acestora. În cazul unui dezechilibru gastrointestinal, recomand efectuarea unui test de microbiom și consultarea unui specialist în nutriție și microbiom pentru a elabora un plan terapeutic adecvat și o nutriție personalizată. Medicul chirurg Cătălin Tâlvescu a dezvoltat o pasiune pentru kombucha și a început să prepare această băutură artizanală încă din 2020. Deci în urmă cu câțiva ani de zile eu am început ca să fac inițial bere în casă. Și de la bere am început să fac tot felul de băuturi fermentate, am făcut mied, am făcut kvas, am făcut practic cam orice fel de băutură care se putea fermenta, am făcut-o undeva în cămară la un moment dat. Și în 2020, atunci am descoperit kombucha. Atunci am făcut pentru prima dată o kombucha în casă, tot așa în borcanul ăsta, și mi-a plăcut foarte mult. Și pentru că mi-a plăcut foarte mult și am văzut că are un efect foarte benefic asupra sănătății, m-am hotărât la un moment dat ca să încep să fac o afacere și să creez o kombucha care să fie și foarte gustoasă și foarte sănătoasă în același timp. Practic, kombucha artizanală este o alternativă mai sănătoasă la tot ceea ce înseamnă băuturi carbogazoase cu conținut crescut de zahăr. Și noi folosim zahăr, numai că marea parte din zahărul care se pune în ceai este fermentat de către scobii, de către bacteriile și drojdiile din kombucha.
rezultând o concentrație variabilă de acid acetic, de oțet, și foarte mulți acizi organici care ajută la detoxifiere. Kombucha este cunoscută din antichitate ca fiind elixirul nemuririi, tocmai pentru că ea se folosește de mii de ani și se bea pentru efectele pe care ea le are. Are un efect, în principal are un efect detoxifiant, iar în al doilea rând are un efect probiotic prin prezența de bacterii și drojdii în interiorul băuturii, atâta timp cât este într-adevăr nefiltrată și nepasteurizată. Kombucha este o băutură care se obține prin fermentația alcoolică și acetică a ceaiului îndulcit. Practic, noi folosim ceai verde pe care îl îndulcim cu zahăr și colonia de drojdii și bacterii care se numește SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, metabolizează zahărul și îl transformă din zahăr în oțet, produs final, și foarte mulți acizi organici care au rolul detoxifiant. Acest proces se desfășoară atât în interiorul băuturii la în profunzime, fermentația alcoolică este făcută de către drojdii, iar la suprafață alcoolul este oxidat de către bacterii și se creează această membrană de celuloză. Și de fapt asta este cultura de kombucha sau ciuperca, cum o cunosc oamenii în mod popular. Și atunci rezultă o băutură răcoritoare, cu un conținut foarte scăzut de calorii, cu efect detoxifiant și probiotic, care este obținut în mod natural din ceai. Deci kombucha adevărată nu are niciun fel de conservanți, nu are niciun fel de arome adăugate, este doar ceai, zahăr, cultură și eventuale sucuri de fructe care se folosesc pentru aromatizare. Cei care sunt interesați de efectele probiotice ale kombucha trebuie să aibă grijă ca să bea o kombucha care este nefiltrată și nepasteurizată, și cel mai simplu mod este că trebuie să o găsești undeva la frigider. Kombucha poate să fie consumată inclusiv de către copii, deoarece nu conține o cantitate atât de mare de teină sau cofeină încât să provoace efecte adverse neplăcute. Și de asemenea poate să fie consumată de către persoanele vârstnice. În general se recomandă ca persoanele care suferă de afecțiuni cu imunodeficiențe să nu consume produse nepasteurizate. Deci aia ar fi cam singura contraindicație. În rest, kombucha poate să fie consumată de absolut oricine căruia îi place. Din păcate, evoluția omenirii a adus cu sine și efecte nedorite, care au afectat microbiota intestinală moștenită de la strămoșii noștri și care ne proteja de diverse afecțiuni. Industrializarea și procesarea alimentelor au dus la o scădere a consumului de alimente bogate în probiotice și fibre alimentare, care sunt esențiale pentru sănătatea microbiotei. Însă, terapiile și studiile făcute pe flora microbiană sunt într-o continuă cercetare. Transplantul de materii fecale poate părea inițial una dintre cele mai neobișnuite terapii din domeniul medical. Cu toate acestea, rezultatele uimitoare obținute în urma acestei proceduri o plasează într-o poziție de frunte printre cele mai promițătoare terapii. Există studii făcute pe pacienții afectați de infecția cu Clostridium difficile, iar reînsămânțarea florei intestinale cu materii fecale de la un donator sănătos a avut o rată de vindecare de 94% în comparație cu doar 31% pentru tratamentul cu antibiotice. Bacillus subtilis, am spus că are o carieră îndelungată și are niște proprietăți foarte importante. În intestin el sintetizează 25 de substanțe antibiotice diferite și este capabil să combată suprapopularea. De aia este foarte eficient în boli diarece, precum dizenteria. Și mai mult decât atâta, are o capacitate de quorum sensing. Deci această specie de bacterii sporulate au o capacitate de quorum sensing care citesc mediul împrejurul lor. Facem o comparație cu o altă bacterie, din păcate foarte populară în zilele noastre, Clostridium difficile. Sunt convins că ați auzit de această colită cu Clostridium difficile care face viața grea multor consumatori de antibiotice și chiar le pune viața în pericol. Și Clostridium este o bacterie sporulată, de aia se împrăștie atât de rapid în mediul spitalicesc și este capabilă să citească mediul din prejurul ei. Eu am făcut o comparație plastică în cartea mea și l-am comparat pe Clostridium difficile cu un ciudat care stă pe o plajă în costum de scafandru, vine un val mare, un val din ăsta, un tsunami,
și mătură pe toți de pe plajă, exceptând pe el în costumul de scafandru, da? Pentru că el e rezistent la antibiotice, fiind și în formă sporulată. Și atunci el, când prin capacitate de quorum sensing, vede că nu mai e nimeni pe plajă și începe să se dezvolte, să se dezbrace, și pe buca lui stângă scrie toxina A și pe buca dreaptă toxina B și face tot felul de nebunii. Cel mai bun tratament, sigur că sunt tratamente antibiotice dedicate, dar cel mai bun tratament, și aprobat chiar de FDA, este transplantul de materii fecale, adică adus 5 autocare de turiști și invadezi plaja, îl rușinezi și îl faci să se îmbrace înapoi în costumul de scafandru. Revenind la Bacillus subtilis, a fost descoperit chiar și într-un cristal de sare dintr-o peșteră din California și a fost izolat de acolo, pus pe o placă Petri și a crescut cu o vechime de 135 de milioane de ani. Știți că se spune de multe ori că bacteriile au adus viața pe Pământ, da? Pe asteroizi și așa mai departe. De ce nu? A folosi astfel de bacterii probiotice, care, v-am spus, au un ciclu dublu de viață, au capacitate de supraviețuire, adică, propriu-zis, nu expiră la raft, că ele sunt valabile milioane de ani, nu? Trăiesc în praf. Din păcate, ca și fenomen natural și schimbarea modalității noastre de viață, noi înainte aceste bacterii existau în carnea animalelor pe care le consumam, în plante, da? În sol, dar noi nu mai avem contact cu solul, totul e betonat, e asfaltat, nu există niciun fel de praf. Și mai mult decât atât, animalele sunt crescute în ferme, cu multe antibiotice, și nu mai mănâncă hrană de pe sol, astfel încât să își ia Bacillus subtilis și Bacillus subtilis să ajungă în intestinul nostru. Am uitat să-ți spun că această bacterie are un ciclu de viață de 21 de zile în intestinul nostru, după care pleacă, astfel încât să completeze circuitul în natură. Deci natura îi mult mai deșteaptă decât noi și încă nu o putem imita. La fel, de exemplu, se întâmplă cu laptele praf, care conține foarte multe oligozaharide. Dacă îi de la mămică, atunci oligozaharidele astea hrănesc bacteriile din intestin, care sunt preluate de la mamă. Da? Și un lapte praf, oricât ar fi o formulă de extraordinară și de grozavă, nu va putea suplini un lapte de mamă din punct de vedere al dezvoltării unei microbiote sănătoase și automat a unui sistem imunitar competent și nu supra-reactiv. Fibrele alimentare sunt eroul necunoscut al meselor noastre, esențiale, dar adesea subestimate. Prebioticele sunt alimente bogate în fibre, carbohidrați pe care corpul nu îi poate digera. Ele tranzitează tubul digestiv și ajung în colon, unde hrănesc bacteriile benefice din intestin, scăzând riscul de obezitate, boli metabolice și asigurând un tranzit intestinal sănătos. Organizația Mondială a Sănătății recomandă între 25 și 38 de grame de fibre pentru adulți, iar pentru copii necesarul ar fi de 20-25 de grame pe zi. Pentru un consum adecvat de fibre, este necesar să avem în alimentație o diversitate mare de legume, pentru că, în comparație cu cerealele, legumele nu vor crește foarte mult valoarea energetică a carbohidraților total din meniu. De asemenea, o importanță deosebită trebuie acordată și consumului adecvat de apă. Fiind esențială pentru a facilita procesele digestive sănătoase, eliminarea toxinelor din organism și pentru a menține corpul și creierul hidratate. Fibrele, prin fermentație, da, fibrele generează acid butiric, generează acizi grași cu lanț scurt, care, am spus, repetat, au un rol foarte important în metabolism. Gândiți-vă că microbii pot să furnizeze 25% din energia necesară corpului tocmai prin metabolizarea acestor fibre, care, din păcate, noi nu le luăm din fructe, legume, ci le luăm preponderent din cereale. Da? Cerealele sunt cu erbicide și nu ne prea alegem cu beneficii dacă mâncăm numai fulgi de ovăz.
Există prebiotice, am spus de fibre, fibrele sunt prebiotice, fibrele sunt solubile și insolubile. De exemplu, nu e același lucru dacă mâncăm o portocală sau dacă bem sucul de la o portocală, pentru că există fibre solubile care împiedică absorbția zaharurilor în prima porțiune a duodenului, care se duc direct în ficat, care ne cresc glicemia, au impact asupra insulinei și așa mai departe. Fructoza se acumulează și ea în celula hepatică și dă steatoză, față de atunci când mâncăm fructul întreg, care poate să fie prebiotic, poate să fie degradat de bacterii într-o mare parte și oricum zahărul se absorbă mai târziu și poate degradat de bacterii. Deci, am spus, fibre solubile și insolubile, dar prebioticele sunt de obicei oligozaharide, care sunt extrase, xos, fos, gos, da? Depinde și din lapte și din, uite, de exemplu, din kiwi. Există fibre extrase din fructul de kiwi care înmulțesc preferențial Akkermansia muciniophilia, care e o bacterie, am spus, de nenumărate ori, cu rol esențial, anti-inflamatoare, anti-sindrom metabolic, da? Și atunci putem să ajungem la dezideratul să mulțim anumite bacterii care lipsesc, da? Dacă dăm numai inulină sau fibre, psyllium, da? Vom înmulți toate bacteriile. Și cele condiționat patogene și E. coli K12 ca și Akkermansia sau, și atunci nu vom vedea un rezultat clinic. Pentru o viață sănătoasă este important să ne întoarcem la rădăcinile noastre, să consumăm alimente fermentate și să avem o dietă bogată în fibre și probiotice, iar apa să fie partenerul nostru de încredere în această călătorie spre bunăstare. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii NutriInfo. Și nu uitați, alegeți conștient, alegeți sănătos. Pe data viitoare, numai bine!